doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii școlii TV Dicție.ro. Special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor, nu ne supărăm! Iată principalele titluri. În acest weekend dăm ceasul înapoi. NASA a lansat misiunea Lucy, iar o pereche de Adidas s-a vândut cu o sumă record. În acest weekend sărbătorim Halloween-ul. Despre această sărbătoare ne spune mai multe colega mea de la școala TV Dicție.ro, Ilinca Caziuc. Bună ziua, Ilinca! Bună ziua, Elisa! Sărbătoarea tuturor sfinților, sau Halloween, așa cum este cunoscută în prezent, este preluată de la celți. Irlandezii imigranți au adus sărbătoarea în Statele Unite ale Americii la începutul secolului al XIX-lea, iar în prezent este popular în aproape toate țările lumii. Dovleacul sculptat, care reprezintă lanterna lui Jack, este foarte popular în această perioadă și este comercializat în cantități uriașe. Cu ocazia acestei sărbători, copiii își fac costume de vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă casele vecinilor. Ei folosesc expresia trick or treat, adică păcăleală sau dulciuri. În cazul în care nu primesc dulciuri, copiii vor face o farsă persoanei colindate. În alte țări, Halloween este sărbat prin organizarea unor parade, dar și carnavaluri. În acest weekend trecem la ora de iarnă. Mai multe despre acest subiect are colega mea de la școala TV Dicție.ro, Daria Firic. Bună ziua, Daria! Bună, Elisa! În această noapte vom trece la ora de iarnă. Pe scurt, ora 4 devine ora 3, astfel că ziua de 31 octombrie va fi cea mai lungă zi din an și va avea 25 de ore. Ora de vară a fost introdusă în urmă cu un secol, pentru ca oamenii să beneficieze de cât mai multă lumină naturală și pentru a economisi energie. Câteva țări din Europa au votat o lege pentru ca ora să nu mai fie schimbată, astfel că și în România ar putea da ora înapoi pentru ultima dată anul acesta. O echipă de studenți a creat o rulotă ecologică. Despre acest subiect știe mai multe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Luca Burlacu. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Elisa! Studenții de la o universitate din Olanda au reușit să proiecteze și să construiască o rulotă care este prietenoasă cu mediul și care funcționează doar cu energie solară. Casa pe roți este echipată cu un pat de două persoane, o mini-bucătărie, un duș, dar și o toaletă. Punctul forte îl reprezintă bateriile solare, care îi permit o autonomie de 600 de kilometri. Nu este prima mașină full electrică, însă este un pas important pentru a călători verde cu rulota în toată lumea. Atunci când vrem să ne trezim dimineața, setăm alarma la telefonul mobil. Iar acum putem să ne trezim cu ajutorul melodiei preferate și nu cu vreun sunet greu de suportat. Ei bine, dacă noi putem alege, doi câini pare că sunt mai ghinioniști. Ce alarmă au ei aflăm de la colegul meu Vlad Goza de la școala TV Dicție.ro. Bună ziua, Vlad! Bună ziua, Elisa! Unii sunt atât de adormiți încât nici dacă le aduci un cocoș să le cânte dimineața la ureche, nu-l aud. E valabil și pentru câini, mai ales pentru acești câini. Cocoșul Cotton este cel care dă alarma dis de dimineață în fiecare zi. Priviți imagini! S-a lansat în spațiu un nou satelit. Ce misiune are știe colega mea de la școala TV Dicție.ro, Amelia Flintoacă. Bună ziua, Amelia! Bună ziua, Elisa! Satelitul Lucy a fost lansat în spațiu de NASA pe 15 octombrie, iar misiunea lui va dura 12 ani. El va vizita și analiza în detaliu 8 asteroizi. Cercetătorii cred că vor afla informații despre începutul sistemului nostru solar.
Lucy va călători până la centura de asteroizi, unde va studia mai multe microplanete. Centura se află între Marte și Jupiter, însă Lucy are misiunea de a ajunge la asteroidul Troian, care se află într-o zonă care nu a mai fost exploatată până acum de cercetători, iar Lucy va fi prima navetă care va zbura până acolo pentru prima dată în istorie. Un tânăr a câștigat un cunoscut concurs internațional de fotografie cu animale sălbatice. Despre acest subiect știe mai multe colegul meu de la școala tvdicție.ro, Iadan Liberman. Bună ziua, Iadan! Bună ziua, Elisa! Băiatul are doar 10 ani și e pasionat de fotografie de la vârsta de 3 ani. El a câștigat concursul internațional de fotografie după ce a trimis o poză în care un păianjen care își țesea pânza și își aștepta prada. Păianjenul are un stil de vânat aparte. El creează o rețea de fire încălcite care formează o cupolă care îngreunează astfel scăparea prăzii. Fotografia a primit foarte multe aprecieri din partea publicului, iar tânărul spune că va continua să fotografieze tot ce iese în cale și va mai participa și la următoarele ediții ale concursului. Cercetătorii de la NASA vor să încerce să devieze cursul unui asteroid cu ajutorul unei nave lansată de pe Pământ. Care este scopul acestui experiment, știe colega mea de la școala tvdicție.ro, Cezara Constantinescu. Bună ziua, Cezara! Bună ziua, Elisa! Știm că în cosmos zboară necontrolat mai mulți asteroizi, iar NASA s-a gândit deja cum am putea să evităm să fim loviți de un astfel de obiect. În noiembrie, o navă spațială, numită DART, se va lovi de un asteroid pentru a vedea dacă îi poate schimba direcția de deplasare. Oamenii de știință vor să testeze această idee în cazul în care vom fi amenințați de un astfel de asteroid care s-ar putea îndrepta spre Pământ. DART va lovi un asteroid care se află la o distanță de 11 milioane de kilometri de planeta noastră. Ce faci iarna aceasta? Dicție.ro organizează tabăra de televiziune și radio de iarnă. Unde are loc, dar și ce facem acolo, știe colega mea de la școala tvdicție.ro, Alesia Tașcă. Bună ziua, Alesia! Bună ziua, Elisa! Au început înscrierile pentru tabăra de televiziune de iarnă organizată de Dicție.ro. Pe parcursul taberei, copiii vor avea activități de dicție, actorie, televiziune, radio, activități sportive, jocuri de iarnă, pictură, drumeții și, desigur, distracție și voie bună. Vor fi realizate filmări cu fiecare copil la activitățile de televiziune și actorie și înregistrări audio la orele de radio. Tabăra se desfășoară în perioada 3-9 ianuarie 2022 și are loc în mijlocul naturii, departe de agitația și poluarea urbană, situată într-o zonă la poalele munților Bucegi. Atenție, locurile sunt limitate! Intră acum pe site-ul dicție.ro și rezervați un loc! Snowflakes falling down, swirling in the sky. We all should get some. Take them for a ride. But first we've got to catch them with our hands now, don't you know? Put your hands out quick and hope they stick. Then we'll head out to the snow. Slip sliding with your left foot, then your right. Slip sliding, spin around on hills of white. Slip sliding with your boots or in your shoes. Slip sliding, it's the winter thing to do. Snowflakes falling down, swirling in the sky. We all should catch some and take them for a ride. But first we've got to catch them with our nose now, don't you know? Put your nose out quick and hope they stick, then we'll head out to the snow. Slip sliding, with your left foot, then your right. Slip sliding, spin around on hills of white. Slip sliding, with your boots or in your shoes. Slip sliding, it's the winter thing to do. Snowflakes falling down, swirling in the sky. We all should get some and
take them for a ride. First we've got to catch them with our lips. Now don't you know, put your lips out quick and hope they stick. Then we'll head out to the snow. Slip, slide, and slip, slide with your left foot, then your right. Slip, slide, and slip, slide, spin around on hills of white. Slip, slide, and slip, slide with your boots or in your shoes. Slip, slide, and slip, slide. It's a winter. Aceasta a fost tabăra TV, ediție.ro, tabăra de iarnă. Acești copii din spatele meu pleacă acum spre casele lor. Sper că s-au distrat și au avut o vacanță minunată alături de ediție.ro. O pereche de Adidas a fost vândută la o licitație pentru o sumă record. Cui au aparținut și cine i-a cumpărat știe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Mădălina Voicu. Bună ziua, Mădălina! Bună ziua, Elisa! Pantofii sport au aparținut lui Michael Jordan. Aceștia au fost vânduți la o licitație organizată de Sotheby's pentru suma de 1,5 milioane de dolari. Perechea de Adidas a fost purtată în primul sezon de NBA în anul 1984. Cumpărătorul este Nick Fiorella. El este cunoscut pentru colecția de cartonașe sportive pe care o deține și valorează milioane de dolari. Inițial, aceste încălțări au fost deținute de un copil de mici de la echipa Denver Nuggets. Nu este prima pereche care se vinde pentru o sumă atât de mare. În urmă cu 6 luni, Adidas și purtați de Kanye West la un concert s-au vândut cu 1,8 milioane de dolari. Atunci când ne plimbăm cu bicicleta, trebuie să purtăm o vestă reflectorizantă. O companie a creat un rucsac care are stopuri exact ca la mașină și poate înlocui vesta. Cum funcționează știe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Isabela Ștefan. Bună ziua, Isabela! Bună ziua, Elisa! Chiar dacă purtăm veste reflectorizante sau care au LED-uri integrate, nu sunt tot timpul utile. Dacă avem de cărat și un rucsac, o companie a creat Orcuno, ghiozdanul prototip care are LED-uri pe spate, exact ca la mașină. Iar cu ajutorul unei telecomenzi, acesta pot afișa și schimbarea direcției de mers, astfel că tu nu vei mai fi nevoit să iei mâna de pe ghidon și te vei putea deplasa în siguranță fără să deranjezi ceilalți participanți la trafic. Cu toții avem prieteni speciali și ne bucurăm când îi avem alături. Dacă noi oamenii putem lega prietenii puternice, ei bine, aflați că și animalele pot face acest lucru, chiar dacă sunt puțin mai diferite. Despre ce este vorba aflăm chiar acum de la colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Violeta Ostaciuc. Bună ziua, Violeta! Bună, Elisa! Astăzi vreau să vă arăt că prieteniile între animale pot exista chiar dacă acestea sunt diferite ca specie și rasă. Faceți cunoștință cu câinele Tini și vulpa Sniffer. I s-a cunoscut pe când proprietarul se plimba prin pădure cu câinele lui. De când animalele s-au văzut, sunt de nedespărțit. Ei se joacă împreună, sunt foarte fericiți și sunt tot timpul împreună. Proprietarii vor să scrie o carte în care să publice și fotografiile cu cele două animale ca să ne arate că prietenia poate exista chiar dacă suntem diferiți. Și acum, cred că putem vorbi puțin și despre gramatică. Oare cum e corect să spunem? Clișee sau clișeuri?
Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Cristina Ghiță, știe care este varianta corectă la plural a acestui cuvânt. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, Elisa! Gramatica ne ajută atât în scriere cât și în vorbire. Este foarte important să știm regulile de scriere cât și de pronunție și să nu avem dubii atunci când vine vorba să le punem în aplicare. Care este pluralul cuvântului clișeu? Din păcate, auzim varianta clișeuri în majoritatea cazurilor. Însă, aceasta este greșită. Conform DOM 2, forma corectă la plural a acestui cuvânt este clișee. Asta despre gramatica azi. Dar nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele și vă recomand să lecturați și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Noi suntem smart pentru că citim, nu mesaje pe telefon, ci cărți adevărate. Și pentru că ne place să citim, vă propunem o carte foarte interesantă pentru cei mici. Cu alte cuvinte, urmează colega mea Alestia Olătuc și rubrica Bucultura. Salutare, cititori! Azi am ales pentru voi cartea Mortina, o poveste care te face să mori de râs, de Barbara Cantini. Mortina este diferită de alți copii. Ea este o fetiță zombie, trăiește la vila Decadența cu mătușa dispărută, iar prietenul ei de nedespărțit este Tristețe, un levrier alb-gri. Mortina își dorește să se joace cu copiii de vârsta ei, dar este interzis să fie văzută, din cauza că i-ar putea speria. Sărbătoarea de Halloween este însă cea mai potrivită ocazie. Mortina nici măcar nu trebuie să se costumeze. Dar ce se întâmplă când ceilalți copii descoperă că ea nu poartă de fapt nicio mască? Locuiește într-o vilă retrasă împreună cu mătușa ei. Este tot timpul însoțită de un ogar cenușiu și nu are voie să meargă la joacă în împrejurimi cu ceilalți copii de vârsta ei. Mătușa sa crede că dacă Mortina se va arăta în lume, palidă și având însușirea specială de a-și desprinde fără durere orice parte a corpului, ca apoi să o pună la loc, iar putea speria de moarte pe cei mici. Însă întâmplările prin care va trece Mortina ne vor demonstra că mătușa se înșeală. Dacă vrei să descoperi cine este cu adevărat Mortina, trebuie să citești această carte pe care o găsești în librării, dar și pe paginarium.ro. Mulțumim, Alessia! Vom citi cu siguranță cartea Mortina, o poveste care te va face să mori de râs, de Barbara Cantini. Și nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Am zis asta pentru că, desigur, urmează rubrica Sport, prezentată de colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Robert Socol. Bună ziua, Robert! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Clubul de fotbal Arsenal își antrenează vedetele de la cele mai fragede vârste. La Academia Clubului a fost adus recent un puști în vârstă de doar 4 ani. Acesta a fost descoperit de vânătorul de talent al clubului, Steven Deans, care a remarcat cât de rapid este copilul, dar și abilitatea lui în teren. El pasează foarte bine și este mai agil și mai dedicat față de colegii lui mai mari. Micuțul Zain Ali Salman are șanse mari să joace la cele mai mari echipe din Europa. Asta pentru că deja a primit oferte de la marile cluburi. FCSB este într-o perioadă delicată. Echipa patronată de Gigi Becali nu s-a putut prezenta la meciul cu FC Voluntari din optimile de finală ale Cupei României la fotbal, care era programat miercuri pe 27 octombrie. FCSB nu a avut jucători disponibili pentru această partidă. Mulți dintre aceștia au fost bolnavi sau accidentați. Astfel că echipa antrenată de Edi Iordănescu va pierde la masa verde cu 0-3, după ce acest rezultat va fi omologat de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal. În urma acestei decizii, FC Voluntari se va califica în sferturile de finală. Cosmin Olăroiu, unul dintre antrenorii doriți pe Banca Națională de Fotbal a României, a fost ofertat și de o echipă din golf. Antrenorul român a mai pregătit în trecut echipe din Emiratele Arabe Unite, cum ar fi Al Ahli sau Al Ain. Olăroiu a fost liber de contract din luna februarie, după ce s-a despărțit de echipa din China, cu care a reușit să câștige și campionatul. Olăroiu a fost dorit pe Banca Națională după ce Mirel Rădoi a anunțat că va părăsi echipa în luna noiembrie. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Alexandra Mincu, ne spune cum să ne îmbrăcăm în acest weekend.
Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, Robert! Vremea e ca vremurile, schimbătoare. Se răcește ușor, iar valorile termice vor fi mai coborâte la nivelul întregii țări. Cerul va fi acoperit și posibil să mai apară ploi izolate. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius, iar minima va fi de 2 grade Celsius. În București, vremea va fi mai rece față de normal. Cerul va fi parțial acoperit și posibil să mai apară ploi izolate. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius, iar cea minimă de 3 grade Celsius. La munte, vreme rece pentru această perioadă. Cerul va fi acoperit, iar pe creste posibil să apară averse sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12 grade Celsius, iar minima va coborî la 1 grad Celsius. Așadar, vremea se răcește în aproape toată țara, iar voi să nu uitați umbrelele de acasă, pentru că e posibil să mai apară ploi pe aici pe acolo, dragi copii. Și neapărat bună dispoziție, pentru că e weekend. Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți. Și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați, așadar, de la televizor! Thank you.